Mă bucur tare mult de această ceremonie, din mai multe motive. Vă aflați în cea mai frumoasă aulă magna, a celei mai vechi, mai prestigioase și mai mari universități din România și, slujind sportul, slujiți și această instituție deosebită de învățământ superior, care s-a creat în 1581 și în care, după ce s-a realizat Marea Unire de acum 100 de ani, s-a creat cea mai faimoasă și mai inimoasă echipă de fotbal din întreaga țară. Se chema Șepcile Roșii de către public și universitatea în chip oficial. Este echipa care a funcționat în ultima sută de ani cu cea mai mare continuitate și cu cea mai frumoasă zestre spirituală și care a ilustrat ceea ce se numește fair play în sport cam de 150 de ani încoace. De aceea universitatea nu poate să fie decât mândră că vă aflați aici. Am ținut neapărat să vă felicit pentru performanța de a fi renăscut ca pasărea Phoenix din propria cenușă, redând echipei o parte din gloria de odinioară prin această mare realizare, promovarea în Liga a doua, pe de o parte, pe de altă parte, cum unii din dumneavoastră sunteți și membri ai echipei de fotbal a universității care s-a întors recent cu trofeul de la Timișoara, vreau să vă mulțumesc și pentru acest lucru, fiindcă unii din părinții universității acesteia erau oameni atât de cumpătați și de luminați încât au înțeles că învățătură fără sport nu se poate. Și așa cum englezii se mândresc când dau loc cursele pe Tamisa și se întrec Cambridge-ul și Oxford-ul pentru gloria sportului, și noi am ținut neapărat de la unul din fondatori care se chema Vasile Pârvan și mai ales de la marele rector și doctor Iuliu Hațiganu, să îmbinăm sportul cu învățătura după principiul latin minte sănătoasă în corp sănătos. Pentru renașterea fenomenului fotbalistic clujan. Încă o dată la mulți ani, felicitări! Au trecut 2 ani, foarte repede, de când am început acest proiect. Consider un proiect curat, un proiect sănătos. Sigur, în spatele acestui proiect sunt cele 6 universități. 2 ani în care, din punct de vedere sportiv, sincer, nu am avut emoții. Asta nu pentru că a fost foarte ușor. Pentru că, într-adevăr, am avut mare încredere în valoarea lotului, în acei jucători valoroși care s-au format la universitatea, dar am avut și condiții deosebite de performanță. Și aici nu mă refer doar la baza sportivă, terenul de antrenament, dar și alte condiții pentru a ne îndeplini obiectivele în cei 2 ani. O mare realizare o numesc și asigurarea bugetului. Nu a fost ușor pentru cei 3 oameni implicați direct, sigur și alți oameni indirect, mulți poate că nici nu-i știm, pentru că iubesc acest club și consider, chiar dacă mi se pare un lucru normal, că a fost asigurat bugetul, dar și salariile la timp plătite, e normal, e o normalitate, dar în România, din păcate, aici când vorbim de fotbal, acest lucru de multe ori este un lux.
Este destul de greu să mă adresez, pentru că n-aș vrea să pară vorbe spuse în vânt, dar chiar mă simt dator să vă mulțumesc pentru susținerea pe care mi-ați acordat-o. Domnule rector, fără dumneavoastră acest proiect se desfășura destul de greu. Vă mulțumesc în numele clubului pentru modul în care ați fost alături de noi, din umbră, fără ca multă lume să știe ceea ce faceți împreună cu echipa noastră de conducerea a universității. Vă mulțumesc și cred că în continuare veți fi cel puțin la fel ca și până acum alături de noi.